am lăsat miere cu coază pentru că dacă tai coază o să pierd din o parte foarte mare de arome de amăr. A pus măr cu busuioc. E parfumat, e... mă rog, n-am încercat niciodată, sincer. Și secretul rămâne în cărei. Dar ce-ai pus aici? Are un gust ciudat. Un gust deosebit, un gust cunoscut lui, dar necunoscut nou. Curios, n-ai ieșit pe ultimul loc. Bravo. Băieți, vă mulțumesc. Am câștigat ceea ce speram să câștig la această emisiune. Am câștigat 4 prieteni minunați. Salutare! Sunt prezent cu promptitudine la întâlnirea cu dumneavoastră și am ajuns la săptămâna cu numărul 13 din acest sezon. Nu este o săptămână cu ghinion, este una cu populari. Folclorul este firul roșu călăuzitor al acestei săptămâni. Invitații sunt în număr de 5 și au fost atent selecționați. Pe numele lor de scenă, ei sunt următorii: Emilia Dorobanțu, Claudia Ghițulescu, Valentin Sanfira, Nicolae Datcu și, cu voia dumneavoastră, ultima pe listă, Ornela Pasăre. Vorba lungă, sărăcia omului, așa că ne băgăm la treabă. Nu știe pe fina mea, Claudia Ghițulescu. E o minunăție de om, e un suflet atât de cald și bun și eu mă mândresc că am așa rude. Și ca să vă explic, eu sunt nașul mic, pentru că la noi în Oltenia se păstrează vița de naș. Părinții mei au botezat-o, poartă numele mamei mele și, pentru cine nu știe, o cheamă Claudia Elena Ghițulescu, deci Elena e numele mamei mele. Mă mândresc că ea oriunde merge și mă bucur că e fina mea. Claudia este o fată deschisă, o fată populară, mereu cu zâmbetul pe buze, e de gașcă, e ok. Dar nu știu câte oară la cireașa de pe tort, sper că și în seara asta să ne simțim cu toții bine, să le prepar invitațiilor lor mâncare gustoasă. Am ales meniuri așa foarte sofisticate, dar foarte repede de preparat. Pe lângă faptul că este o fată frumoasă și talentată, cred că este și o bună gospodină. Măi, asta nu știu dacă are calitate de bucătar. Dar de obicei popularii cred că se știu să gătească cât de cât acolo. Eu totdeauna îi spun că e bună de măritat, pentru că de multe ori când vine eu aici în București, rămân la ea și îmi gătește. O să fie un aperitiv din un pate, de fapt, din ficat de pui. O rețetă pe care am învățat-o de la prietenii mei de la Sinaia, Ramona și Nic. Sper să le placă și invitațiilor mei. O să vedem cum îl pregătește ea, după ce o să vă dau și eu părerile mele sau sugestia mea, cum să-l pregătiți. Am auzit că știe să gătească foarte bine paste, deci astea cu siguranță nu vor lipsi. M-am gândit și la paste. Da, o rețetă pe care o mănânc eu așa când mă întâlnesc cu buna mea prietenă Ramona, pe care am inventat-o noi. Pastele noastre preferate, așa se numesc, adică ardei capia tocat cu prosciutto, cu brânză, cu mucegai, ca să nu spunem denumirii, paste foarte gustoase. Le face foarte bine și aș fi păcat să nu ne bucurăm cu toții de pastele pe care le face Claudia Ghițulescu. Felul principal o să fie un preparat care se numește saltimbocca. Adică piept de pui cu salvie și cu prosciută. E foarte, foarte gustos, puțin vin alb, cu lămâie. Dar este foarte gustos. Bocca înseamnă gură, salvie înseamnă... să sară în gură. Și la desert nici nu mai contează, ce mie oricum îmi plac toate dulciurile. Toate, desertul e felul principal la mine. M-am gândit la un tort care mi-e place foarte mult, se prepară foarte, foarte, foarte repede. Adică are crema din brânză.
și o mestecăm cu frișcă, cu lichidă, cu smântână lichidă. Avem blat, îl punem cu siropat, cu crema de brânză și cu frișcă și căpșuni și cu ciocolată și foarte gustos. Va fi o seară minunată, o să ne distrăm pe cinste. Nu știu ce o surpriză o să ne facă, pentru că o să ne facă o surpriză. Ea mereu îmi face mie surprize și în seara asta n-are cum să nu fac o surpriză pentru toți invitații. Și o să am și surpriză în seara asta pe micuța Nadia, care este o pictoriță în devenire, care este la liceu Tonița. Ce o să le faci, Nadia, în seara asta? O să le fac niște caricaturi! Yes! O să ne distrăm în seara asta! Acum o să vedem cum și în ce fel... Știe să ne pregătească tot ce ne-a propus. Dar eu sunt sigur că se va descurca, pentru că pare o persoană foarte vioaie, până așa una ca alta, să zic. Auzi, până una alta, stai să vedem cum conduce, că acum mergem la piață. Am plecat la piață. Noroc că eu m-am obișnuit cu piața, cumpărăturile, pentru că săptămânal merg la piață, chiar zilnic uneori trebuie să cumpăr fructe, legume de-astea proaspete. O să le gătesc foarte, un meniu foarte sofisticat invitațiilor și sper să le placă. Claudia, scuză-mă, ți s-a spus pe ziua de azi că ești frumoasă? Nene, dezbrăcatule, ce crezi? Ea are în mașină un CD pus pe repeat, că spune într-una, ești frumoasă, ești frumoasă, ești frumoasă, playback. Vreau roșii șeri, roșii șeri, roșii șeri. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Vai, ce frumoase sunt roșiile! Ardeica! Bună ziua! Da, și ne ardei capia? Claudia este o fată foarte apreciată și cred că are fani pe acolo prin piață. Poate o să-i dea și niște roșii sau, eu știu, așa gratis de acolo din piață. Aaa! Domne, dar chiar sunteți deștept. Da și mie niște cireșe. Una mare așa o să pun pe tort. Chiar tot gătesc la desert. Aia și-mi da și șerii, iau de la dumneavoastră. Gata, ca sos, sunt drăguț. Așa, dați-mi și roșii șerii. Și șerii. A, iau și căpșuni. Astea-s gustoase? Ia dați-mi și o caserolă, dar dați-mi cu căpșuni mai mari, așa. Mai da, ce bune sunt. Deci am luat sherry, am luat căpșuni. 5 lei avem aici, 12, 17 lei. Aoleu, așa de mulți bani. Mie mi se bucură ochii când văd produse frumoase așa în stand. Îmi plac piețele, îmi place să văd fructe frumoase, să văd legume frumoase. Vânzătoare frumoase. Bă, nu știu dacă apăsătorii sunt foarte frumoși, dar nu cred că asta e ideea. Prefer să mă uit la fructe și la legume. Salvie trebuie să iau, salvie. De unde iau salvie? E drăguță! Dacă nu l-am măritat, o să te-am. Nu sunt doamnă măritată, nu mă ia nimeni de nevastă. Nu știu de ce, sunt rea, da. N-are rost să spui asemenea prostie. Cum? Nu există așa ceva. Jumătatea ta există pe această planetă, dar încă nu ne-am întâlnit. Deci vezi, Claudia, la fel, nici eu nu sunt însurat. Păi stai că m-am băgat așa, eu. Așa îmi spun și eu, nu mai am nimeni de bărbat. Păi stai, mă, că m-am băgat așa eu, acum ai venit. Da, hai că vă las eu. Te rog, nu. Stai că eu nu sunt însurat, dar sunt într-o relație, deci te rog, așează-te, pentru că aș vrea să mă însor, în schimb. Și am devenit ca fetele alea. Acum nu mai vor fetele să se mărite, vor doar băieții, știi? Te pui picat. Bună ziua, doamnă! Ce faceți? Foarte bine! Da? Păi, gătim la cireașa de pe tort și știu că de dumneavoastră am cumpărat de multe ori și sunt toate proaspete. Acum, dacă concurentul meu... concurentul meu celibatar, domnul Codruț Cheghiș, zis, dezbrăcatul, care stă mai mult îmbrăcat de altfel, așa, ce faci, Codruț? Îți fac curat că vine fata să găsească frumos aici. Îmi trebuie ficat de pui. Nu știu, o să-ți fac un dans... Probabil și să-ți gătesc ceva, așa, ca deci să, aici, așa, să fiu la egalitate, că așa, nu vreau să... O să vă pun pernele acolo. Hai. Și un fel de bacon, ceva, ce aveți? Ia să gustăm ceva. Eu te-aș fi sfătuit să cumperi niște jambon de Parma. Prosciutto. Mulțumim frumos, doamnă, vânzare bună. Și să vă uitați la cireașa de pe tort, ce bine o să gătesc eu. Ia. Ra, 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 ra.
populară. Și eu. În jur. Deci, iube. Și vrei să spun ceva? Oriunde mă duc la petreceri, la care mă duc, la anunț sau la asta... Cer muzică populară? Bă, deci când e muzică populară, rup. Te-a iubit inima mea, la la la. Să mor și nu pot uita, la la la. Te-a iubit sufletul meu, să mor și nu-mi pare rău. Să mor și nu-mi pare rău, la la. Ce voce frumoasă are. Îmi cer scuze, eu nu... Numai vocea e frumoasă. Nu te-am auzit niciodată cântând, îmi cer scuze, dar am câteva scuze pentru că nu am locuit în România. Și... Dar ai o voce foarte, foarte frumoasă. Hei, am ajuns în bucătărie. Deja am despachetat totul și am rugat-o pe buna mea prietenă Ramona să mă ajute. Cred că o să se străduiască să iasă totul perfect și în această seară, să gătească foarte bine. Să... Cred că și ia și un ajutor foarte bun în bucătărie. Aici avem pate pe care l-am ținut câteva ore la rece ca să se ducă sângele. Am uitat de Nadia. Vai, Nadia! Cu ce caricatură ai început? Cu mine! Cu Valentin Sanfire. Ah, nașule, să vezi ce frumos te face Nadiuța! Îi dăm puțină sare și un pic de piper. Da. Și o să-l facem la foc mic. Aici le punem. Așa, și ne-am apucat de asta mai întâi, pentru că trebuie să aibă timp să se răcorească, da, să se răcnească. Da, dacă să fie rece. Pune suflet în tot ceea ce face. Și chiar dacă nu știe o rețetă, cu siguranță... O va încerca și o să iasă bine. Ficatul e aproape gata. Punem ouăle la fiert. Ușurel așa, să nu ne spargem. Așa. Și cred că... Ramona, punem ceapa? Tu ce zici? Uite, deja gata. S-a făcut. Se călesc acum. E foarte multă ceapă, dar e foarte bine că e ceapă multă. Pentru că ceapa dă gust la mâncare. Pateul de ficat. Luați o parte din ficăței, îi trageți la tigaie cu ceapă. Puțină sare, puțin piper. Îi puneți deoparte. În mixer puneți un muș de pui, restul de ficăței, adăugați un albuș de ou și puțină smântână lichidă. După care puneți în forme de porțelan sau cum sunt formele acelea de cozonac, depinde dacă vreți să faceți forme mai mici sau mai mari, puneți, dați cu puțin unt, puneți ficăței pe care i-ați călit cu puțină ceapă și turnați pe deasupra mixtura de piept de pui și cu ficăței. Puneți într-un vas de porțelan sau într-o oală, puneți apă, faceți ca un bămarie, puneți aceste tăvițe sau formele în care ați decis să faceți ficăței, le puneți înăuntru, le puneți la cuptor și lăsați cam 20 de minute la 180 de grade și le lăsați cam 20 de minute la 180 de grade. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit deja. După ce l-a scos, dacă doriți, puteți să mâncați cald acest pateu sau dacă nu, lăsați să răcească. Puteți să-i puneți niște puțină verdeață pe deasupra, mai adăugați puțină sare și piper, în funcție de gust, și poftă bună, ca să zic așa. Punem ficatul aici până faci tu ouăle. Să-l dăm cu blenderul. Eu văd că rețeta pe care o să o facă ea este puțin diferită de ceea ce am propus, dar asta nu înseamnă că nu este bine. O să vedem rezultatul final. Am ajuns la felul principal, saltimbocca. Am dat puiul prin făină și mai tăiem și ultima bucată. Nu la ramonelu? Eu cred că îl mai fac o dată așa. La saltimbocca este același principiu ca și la picata. Picata este o mâncare italiană care se face din carne de vită, iar carnea trebuie presată să fie foarte subțire. În momentul în care ați presat carnea foarte bine și ați nu să o bateți, să ne înțelegem, ea trebuie presată să devină mai subțire, se adaugă salvia, frunzița de salvie și se înfășoară în principiu în jambon de parm. Și se prinde cu o scobitoare în acea din lemn. Sau cu un hol șurub sau șurub de 6. Punem 3 sferturi de pachet de unt și ulei, spunem la topit. Nu aș fi pus unt acum. În momentul în care ați prăjit saltimbocca, deci sunt niște rulouri de fapt de carne de pui cu jambon, și ați deglasat cu vin, după aceea luați crața de pe foc și adăugați untul.
După ce ați deglasat cu vin, după ce aveți sosul acela format, adăugați puțin unt. Asta îl face să fie, îi dă luciu sosului, îl face să fie mai cremos. Se servește foarte cald. Asta nu mai e saltimboca. Punem salvia peste puiul care s-a rumenit un pic, așa. Trebuia să taie codițele ca să scoată partea asta puțin mai lămână. Ea acum doar le parfumează, dar normal se rulează în interiorul puiului. Acum punem prosciutto. Să nu puneți sare în făină, pentru că prosciutto uneori e sărat. Prosciutto este, fiind afumat, fiind afinat, se spune că are un gust mai corsat, are un gust mai puternic, pe care îl putem efectiv confunda cu sarea, dar nu este sărat, este gust sare, de da. Sare, pur și simplu. Acum punem vin, punem după ochi, nu? O cană așa. Vinul se adaugă după ce s-au prăjit acele rulouri, care acum nu mai sunt rulouri, de fapt. Trebuie lăsat să se evapore alcoolul, să se se numește procedurul de deglasare al cratiței. Și cu toate rămășițele care au rămas în tigaie, după ce s-a redus vinul acela alb pe care l-a spus în tigaie și s-a evaporat alcoolul și nu mai avem agresivitatea alcoolului în gust, se formează acel sos. Acolo era diferența de pregătire, ca să spun așa, pe care eu vă sfătuiam. Și lămâie, da? Ce bine miroase! Se descurcă în bucătărie, Fina. Se descurcă foarte bine, eu am văzut-o. Deci nu o să rămân surprins de ceea ce o să ne gătească. Ne-am apucat de deștept, am făcut un sirop caramel, un sirop obișnuit. Oricum, Claudia știe foarte bine ce face și nu există riscul să pună ingrediente greșite. Doar dragoste, în exces. Hai să punem ricota. Hai să le amestecăm repede, repișor. Sigur va fi gustos și onctuos. Înțelegi? Acum, amestec cu căpșuni. Va fi perfect. Te linși pe degete, vorba bunicii mele. Gelatina o punem în ăsta? Nu se pune, se topește un pic în apă caldă. Eu cred că va fi o seară minunată, așa cum își dorește, pentru că ea în tot ce face pune suflet. Și atunci o să se simtă lucrul ăsta. Acum, hai să mulțumim tot cu ăsta. Tu mestecă acolo, avem cameraman care e cu camera pe tine, o ai și pe prietena ta, nu te mai bufnească râsul. S-au făcut gogoloașe, cred, da. Pentru că ai tunat totul deodată așa, trebuia să torni încet, încet. Și e mult mai ușor dacă luați foi de gelatină, pentru că se controlează mult mai bine cantitatea de gelatină pe care o puneți. În momentul în care s-a muiat, abia atunci o puneți în compoziție și o amestecați și se dizolvă foarte bine. Ce mișto e asta! Lasă că se servește ce bine. Bă, la ăsta pornește sigur după ce e aplicat. Stai, vrei, oprește! Ei spune, dragă, mixerul ăsta nu vrea. Parcă te ascultă pe tine, Ramona. Gata. Să aveți foarte mare grijă, în special doamnele cu părul lung, să aveți foarte mare grijă în momentul în care vă puneți cele două brațe la mixer și să nu vă prindeți cocul. Pentru că o să îl facă permanent de-a minele. Da, pentru că codruț, în momentul în care se folosește de mixer, mai face și așa. Da, da, da. Și eu mi-am prins degetele odată la mixer. Mi-au trecut degetele prin chestiile alea și mi-a luat mâna cu totul și dintr-un deget atât aveam așa un deget. Deci mi-a lungit mâna așa, 7 metri. Exact la fel am pățit și noi. Avem o mașină de copii, a prins-o mixerul și a făcut dita mai limuzina din ea. Să vă uitați că o să apară curând. Dam și din asta neagră. Nu, e ok, cu albă. Doar albă vrei tu? Ajunge și o să pui căpșunile după ce se întărește. Gata, albă, acum pic la frigider. Ciocolata e albă, rasă. Da, mai punea și căpșunile. Țiai puțin așa și niște straturi, tăiați niște... Tăiați straturi subțiri de căpșuni, așa. Și le puneți. Alandala. Dacă puneți căpșuni întregi, o să fie foarte înalt. Nu, strică. Ne apucăm de paste. Tăiem baconul. Între timp facem sosul. Usturoiul. Și usturoiul să-l pisăm. Punem baconul, da? Punem pastele? Da. A fiert apa, nu?
Am ales forma asta așa să fie mai interesant. Eu aș vrut ca apa aceea să fie dată în clocot, să fie avut puțină sare în ea, în momentul în care pune pastele. Da, se pune puțin ulei, mă rog. Mamă, ce bine miroase. Mi-e deja o foame. Hai să pun șarbe. Indiferent de epocă, țară, cultură, educație sau gen muzical, conflictul dintre generații a existat dintotdeauna. De-a lungul timpului, el a îmbrăcat și forma unui fenomen de masă, cum a fost mișcarea hippie, de exemplu. Acest conflict, care este de fapt o ruptură între generații, este cu siguranță una dintre problemele acute și actuale ale societății. Deci, voi ce ziceți? E luptă între generații sau doar se alintă invitații de azi? Să trăiești fină. Mă bucur că sunt în această seară minunată împreună cu voi. Eu abia aștept să ajung. Dar mie chiar mi-e dor de voi. Da. Mie nu, dar... Și vreau să menționez, că Nicu, tu ești un exemplu pentru noi. De ce? Un model, pentru că noi suntem tânăra generație, avem ce să Vrei să spui că Nicu e bătrâna generație? Nu este bătrâna generație, dar avem ce să învățăm de la oameni. Nela, scumpa mea, pare rău, dar tu nu știi de mine, eu am încă 23 de ani. Ești mai mic decât mine? Mi-e pare rău. Înseamnă că e mai mic decât noi, fii atent că am încurcat. Emilia, tu nu ai spus lucrul ăsta? Eu sunt mai mică cu un an, 29. Păi deja mă simt bătrână. Deja mă simt bătrână la 29 de ani. Numai 22. Nu vă uitați la părul meu. 24, Amornela, mai crescut și eu. Mulți înainte. Eu te știu tot așa la 20-22. Ăsta se lasă ardeiul până se simte așa la mână că s-a pătruns. Se mai dă, oricum, în momentul în care pui smântâna, el se gata, mai... Gata, punem brânzica. Și acum punem smântâna? Hai, mestecă și-ți. Mamă, ce bine miroase. Așa, pastele s-au aproape fierte. Sosul e aproape gata. Mai pui tu din când în când smântână, da? Mulțumesc, Ramonelu, ce m-aș fă fără tine. Hai, dar e greu, tare. Te-ai descurcat foarte bine. Da. Ne vedem la cină. Te las să faci tu decât okay, pastele, le-ai depus și atât, ai învățat să mă scrie. Gata. Nadiuța! Chiar a făcut o mâncare gustoasă. Adică... Ești numai bună de măritat, părerea mea, nu știu, adică așa te văd. E talentată, e frumoasă, gătește, e veselă. Are bani. Zic și eu acum, dar ce să... Nu știu cu părere. Probabil că nu cred că muncește degeaba. Aia, nu o glumim, Claudia. Dar, independent de chestia asta, bravo, mie sincer chiar mi-a plăcut. Hai, bine ați venit! Am adus și pe Datu să nu venim cu mâna goală. Eu nu ți-am adus flori pentru că eu sunt o floare și vin totdeauna la tine. Cam ofilită, ce-i drept, dar e cea mai frumoasă. Băi, dar ce bine miroși, măi, Datule, măi. S-a spălat. Medicinal. Noroc cu cirea asta de pe că ne mai vedem nașule. Da. Ți-am adus o icoană pentru că știu că ești credincioasă. Da, mulțumesc. Păi stai, te-a nășit, dă-te-a... Foarte, foarte mai frumoasă. Mersi, nașule. De trei ori, așa sunt. El este nașul meu, adică părinții lui m-au botezat pe mine. Eu port numele mamei lui. Și tu ești cea mai frumoasă. Tu l-ai ajutat în carieră? O mare greșeală. De ce nu l-am ajutat? Dumnezeu, care talent! Finuța mea, Claudia Ghisulescu, ne-a primit cum nu mă așteptam de altfel că ne primea, decât frumos, elegant, e superb. Nu că e fina mea, dar e superbă. Foarte elegantă, foarte... cu lipicul ăla. Wow. Ce cu fetele mele. Cu miere pe ele. Doamne. Mă zic că e un pateu făcut de mine și de Ramona. Nu cred așa ceva. A, da? E de ficat? Nu e de fiere. Dar din ce veni cu asta? Asta era o reclamă, alerga un furt și o găină. E de fiere, pentru tine l-am făcut de fiere. Mi-a dat un pate foarte bun, nu mă așteptam ca ea să știe să facă lucrul ăsta, sincer vă spun. Adică știu că gătește paste foarte bine, știu că face ciorbe bune, dar chiar m-a impresionat cu pateul ăsta. Și interesant, a fost foarte gustos. E bun, e natural. E mult mai sănătos și chiar, deja că se face atât de repede. Mai bine îl prepar să cumpere, să merită să cumpere, da. Excepțional, chiar m-a impresionat. L-am simțit la gust că e gătit, nu avea cum să mă păcălească Claudia, deci pe bune chiar a fost gătit de Claudița și de prietena ei, Ramona, foarte bun. Pentru prima dată când am mâncat un pateu gătit. Nu, că eu chiar vreau să te laud, dar tu chiar ai reușit să mă gătesc. Dar tu știi că îți gătesc când vii pe la mine, că eu chiar da, gătesc. Da, vreau să vorbesc serios. Deci nu mă așteptam să gătească atât de bine. Știam că este gospodină, dar nici chiar așa, adică m-a impresionat. Vă doresc o familie frumoase și să aveți copii, pentru că vă aduce cea mai mare fericire. Deci tu e singurul care ai copii. Da? Da.
Păi faceți copii media. Eu vreau gemeni. Și ceva? Așa. E o mare, din punctul meu de vedere, e o mare prostie să... stai să facem nunta, stai să nu știu ce, să mai facem un casă. Măinașul, așa e creștinește. Așa este. Unde mănânci, tu mănâncă și el. Corect, sunt alții care n-au și noi de mulțumim. Nașule, așa e bine. Nuntă, da. Frumos așa, ca la țar. Toate la timpul lor. Nu invers, copii și după aia. Așa e frumos, toate la rândul lor. Se grăbește, Mai rău ca fata mare la mărită. Nu, că nașul e foarte familist. Odată când se ceartă cu iubita lui, zice tot timpul, măi, și nu ți-o nu pot să stau singur, mă, finuță, mă. E familist? Nu-ți spune relații cu astea, nu-mi place, mie toate zilele. Nu-i aventurier. Cu relații? Da. Cu relații, da, cu relații. Nu-i aventurier, serios, asta, așa e. Nu-i aventurier. Nu-mi place, mi se pare că eu te respect pe tine. Păi și Valentina nu te însori? O să mă însor. Las că e tână, nu. Când o flori ca stare. Să mă însor, dar când e momentul potrivit, noi știți foarte bine că avem foarte mult de cântat, plecăm foarte mult, trebuie să găsim pe cineva să ne înțeleagă. El e câteodată foarte melancolic și foarte serios în ceea ce spune și foarte emoțional, dar mai are și momente în care e foarte glumeț și încearcă să facă să întrețină atmosfera într-un fel. Vine fina mea frumoasă. Am făcut niște paste, pastele mele preferate. Inventate de mine și de prietena mea, Ramona, așa că cred că vă plac și vouă. Nu se prietă, nu se inventatoare. Sunt inventatoare. Care și ești? Unicate. Miros foarte bine. Păi și cred că sunt foarte gustoase. Ai pus parmezan așa. Da. Preferă parmezan. Așa, așa. Din abundență. Arată foarte bine. Arată foarte bine. Deosebit. Sigur, sunt foarte bune. Numai tu puteai să gătești în acest fel. La paste mă așteptam să fie expertă, pentru că mi-a făcut de enorm paste. Și când vin în București, știu că ea trebuie să-mi facă paste. Cred că o să le numesc Claudia, pastele ala Claudia, pentru că nu am mai mâncat. Au fost unicate. Claudia, te necăjești dacă le mănânci pe toate? Mai dau o porție. Mulțumesc. Mai chiar e bun. Foarte bun. La cât e deja frumoasă, te deșteaptă, la cât gătești? Să nu te grăbești, sora mea, să-mi aduci. Te-am spus, deci cu mine nu merge. La cât este de pretențios Valentin, s-ar putea să rămâne măritată. Să-mi aduci pe V1-ul ca dat cu așa. Da, cum e? Ia uite, da, cum adică așa de... Trebuie să luăm măsuri. Așa de datcule. Măsuri necesare pentru ducerea la prăjitură. Voi bătiți-vă, V1-ul. Bună. Sunt foarte bune. Dar nu e de la vin. Tu știi că eu nu beau. Super. Nu poți bune? N-am dat ce gust de ardeiul acesta. Ce este ardei? Ardei capia. S-a văzut că s-a implicat foarte tare și chiar a vrut să ne aducă pe masă ceva care ea a mâncat și a rămas, nu știu, probabil aceste mâncăruri i-au plăcut ei cel mai mult și în seara aceasta a vrut să fie o seară specială, cu o masă frumoasă și care să, să fie pe gustul nostru. Și iată că a reușit. Saltiboca! S-au dus din amanele. Saltiboca! Adică e frumos! Din asta chiar că n-am mâncat nici. Eu v-am făcut mâncare să mâncați. Ia mă, ce e asta? Este că nu bei vinul. Combinat cu un sos, dar nu știu din ce e sosul ăsta. Pentru prima dată când mănânc saltiboca, abia pronunț. Am pronunțat bine, nu? Vă cum se numește? Cum se numește preparatul meu? Foarte, foarte bun. Saltimboca, ia și mănâncă. Saltimboca. De la salvi. Adică salvi o bagi în gură și mănânci. Deci, citaca. O bagi în gură. Și cum o bagi în gură, Emilia, i-a zis tu. Ce bagi în gură? Saltimboca. Băi, Nicolae, vă auzi din vizetele tăi. O bagi în gură și... Vorbește cu salvi, că-ți face bine la gât. O bagi în gură cu salvi. Păi cum mănânci, o bagi în gură? Ce aveți, măi copii, măi fetele? Fraților, ne filmează oameni. Nu mai la prostii vă gândiți, să n-au de la vin! Păi să vină de vină! Hai să dăm vina pe tine! Da. Eu zic acum, că te la vin, că eu fusei fată serioasă până acum. Eu zic să nu le mai dai, că cine știe pe la vina aceea zbuci? Poate mergem în 4-5. Auzi, saltimbonca asta e din vin? Vin pe mață? E de la vin, da, sarea e de la vin. Am glumit, vă dați seama, la mine la țară de saltimboca, n-au zis-o. Dar a fost foarte gustos, foarte bun. La superlativ, un gust minunat. Eu n-am mai mâncat niciodată saltimboca, boca. După cireașa de pe tort, o să mă auto-invit la ea acasă să mai fac încă o dată această rețetă. Mi-a plăcut tare mult. Ce să zic, eu sunt genul de om care...
Mănânc ce e nou, adică nu mă dau la o parte dacă e bine gătit și mi-a plăcut, m-a surprins. Bravo ei! Am pe fina mea frumoasă și cu minte și de casă și la toamnă o mări, că băiat bun și-a găsit. Am pe fina mea frumoasă și cu minte și de casă și la toamnă o mări, că băiat bun i-am găsit. Hai, hai, fină, hai, noroc în viață să ai. Hai, hai, și la greu te ajută nașul tău. E un lucru frumos că își recunoaște nașul, că își recunoaște finul, că sunt apropiați, că se ajută. E și normal, nu? Ia spune tu, când ai avut așa probleme la suflet sau așa. Și eu la fel. Ce ți-am cântat eu la bran? Să te înveți. Lasă-l poată dreacu, firarea aia, dreie cu păsta. Lângea după unul pe acolo, mă înțelegeam cu el. Eram la, la revenu, la Brașov, la bran. Asta-i mă, nașule! Spune. Și acum să nu mai chem. Mă îmbrăcam de iară așa, asta toată, topită. Ce-o-i mă fată? Era drăgostită. Mă îndez, mă. Lasă-l, fă dreacu, vine la dreacu, că nu plecă regele Carol. Lasă-l, că vine altul mai bun. Și auzi, când am văzut cum mă face să râd, m-am culcat cu prietena lui, că am râdat și le fă să râd. Și am început să cânt. Te-ai aruncat la altul în brață și ai zis că-ți faci o nouă viață. Acum vezi că nu ți-e bine și vrei să te întorci. Și plângeam mai rău ca aia. Nu cred, și nașul meu e sensibil, tare. Asta e făcută că el a fost îndrăgostit. Mamă, dar ce-am suferit! Ți-am zis că nașul meu asta face? Deci vreau să spun că am făcut cântecul ăsta pe drum într-o oră. De cât de suflet. Dar după aia mi-a trecut. Bărețule! Și avem noroc că ne trece, că altfel... Băi, Nicolae, băi, dar noi suntem singuri care mâncăm la masa asta. Nu știu, de-aia sunt slabi, așa și frumoși. Cât mai vrem, mă, Clau, să mai mâncăm, mă? Nu, dar ție spui mai puțin. Își-a luat strechea ei. Când o dat strechea ei, te duce mai mâncă. Pe fata asta o înțeleg, nu, ca pe rochie. Da, da. Pe fata asta o înțeleg, că nu mai prezintă la emisiune, nu mai intră rochiile alea frumoase. Păi și pe mine nu mă înțelegi? Dar pe tine ce să mă bagă, mă, în tine să fiu om sănătos, păi, dar nu sunt. Asta nu mai agață, gagice. Nu, că se îngrașe ce... Filuță, nu mai stă brâul ăsta bine aici dacă îmi pun mă îngraș. Păi ce zice nevastă ta? Nu mai e frumușelul, e grăsunelul? Da, da, da. La televizor. Da, mă, graș și frumos. Da. Pot să-ți spun că a fost o seară minunată. Ca de obicei, mie îmi place să fie atmosferă, să fie veselie, să fie bucurie și să avem fiecare sufletele deschise. Și cred că s-a întâmplat lucrul ăsta și pe mine m-a bucurat foarte mult. Mai am o surpriză pentru voi. Nu se poate! O surpriză mică și drăgălașă și un păpușică frumoasă, frumoasă pe Nadia. Bună seara! Bună seara, Nadia! Nadia e prietena mea. Da. Și este o mică artistă, o pictoriță. Să nu spui că e talentată la ceva anume. Pe cum? Nu se vede? Ea e foarte trendy, ea e foarte modernă, e o fată extraordinară. Și să știi că e o isteață și o frumoasă. Doamne, și o deșteaptă. Doamne, cine știe ce față am făcut și acolo? Haideți să aplaudăm! Ia să vedem! Haideți să începem, așa. Începem cu cine? Cu Ornela? Începem cu tine. Să știi, hai să vă zic ceva. Am muncit alături de mine. Adică eu am gătit cu mama ei, cu Ramona. Și ea, săraca, a stat. E foarte greu să pictez, să... Nu. Să faci. Vă rog, luați ca atare. O caricatură este o caricatură. O caricatură? Luați ca atare. E caricatură, da? Așa, dar e foarte, foarte greu ca atunci când nu cunosc personajul să-i faci o caricatură doar din poze. Și mai ales în spate, că ai stat undeva în spate. Da, ai văzut, ai stat acolo și... Vă rog, nu mai comentați. Caricatura este o caricatură. Acest îngeraj, Nadia, m-a impresionat. Cu siguranță, cred că o să ajungă o mare pictoriță. Adică eu am rămas impresionată, nu mă așteptam la vârsta ei să pictezi așa de bine. Vai, ce față ai! Dar ce tins, Dascule! Dascule! Eu sunt! Ai dințul lui Romica ca Buceanu acolo! Mi-a făcut și părul, dai și păi dacă nu mai ai în cap, măcar pe piept. Asta înseamnă o caricatură. Dă-mi voie să te pup. Da. V-am zis eu că e o dulceață mică. Și te pup și pe prunte, să crești mare. Mi-l dai mie? Da, să le iei acasă. O să aveți o amintire din partea noastră. Felicitări, este un copil talentat, merită să fie premiat, merită să fie medaliat și merită de fiecare dată să primească
un impuls așa din partea noastră ca să-și dea drumul în viață să meargă mai departe. Dar eu urmez? Nu, ție nu ți-a făcut! Aaaa, ce nu cred, dar... Ăsta-i cașul meu frumos și bun! Ăsta-i cașul meu frumos și bun! Mai la din profil, nașul ăsta! A, uite, vezi, ai motive... caricatură! Ce-a făcut ea cu motive pe lucrurile ce vezi? Mă, dar să știi ce înseamnă! Eu nu prea, dar eu seamănă! Hai să te pup! Mereu deranjează fața asta! Mulțumesc! Ce-i frumos! Ești o scurt! Petița e minunată! Și faptul că la 12 ani și-a dat atâta silință și a făcut, mie chiar mi-a plăcut caricaturile și trebuie să le luăm ca atare, pentru că sunt niște caricaturi, nu putea să ne facă exact cum suntem. Mi-a plăcut nasul, am avut un nas în vânt, m-a simțit și m-aș bucura ca să crească frumos și peste ani să o vedem, să o vedem așa o mare artistă și să ne bucurăm de ea. Să trecem mai departe la păpușa asta frumoasă, 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 pe care o iubesc tare mult! Da, eu mă... Ai nasul meu! Ești ca la televiziune! Când aparte așa cu două fătițe și-a prezint emisiunea frumoasă... Băi, ce tare, ce surpriză! Dorobanță, ești ca la televiziune! Eu de obicei îmi fac codițe, dar o să-mi fac, uite, mâine, băi, mâine o să-mi fac codițe, îți mulțumesc! Băi, dar tu observi care nasul ca... Vreau nasul înapoi, deci trebuie să-mi faci al nasul. Știu că am mai primit o caricatură, tot cu codițe împletite. Dar, uite, cred că așa asta e caricatura mea, cred că asta mă reprezintă, cu codițe împletite, cu nasul un pic așa într-o parte. Auzi, se gândesc că eu nu am, dar fii atent și la dinții mei. Eu uitați-mă pe mine! Așa mă arătă! Nu se poate! Buzele! Așa mă arătă! Zici că ești la răniță, aia! Ți-ai pus Botox? Doar când am gătit! Asta sunt eu! Felicitări! Mira, să te mai pun banana pe asta! Pentru caricatura de auto! Da, da, da! Deci, asta e cea mai frumoasă! Chiar nu vreau să păstrăm sau nu? Ea e prietena mea, să știți! Și trebuie să o apreciați, pentru că am muncit foarte mult și ea e o artistă! Da? Și s-a mucit la acele caricaturi, iar ei cred că au fost așa, destul de încântați. Nu se poate! Nu se poate! Ne-a căzut cireașa de pe tort! Dar chiar cireașa de pe tort! L-am primit-o la piață! Înfige-o! Uite, chiar cireașa de pe tort! Dar ce cireașa? Poți să-i dai și cireașa? Poți să-i dai, mi-o dai tu pe atât! Ce romantic! Băi, ăsta s-a îndrăgostit la ești și tu, măi, la emisiunea asta s-a un cineva are o căpșună. Te îndrăgosti și Valentine. Hai să... Măi, și mie mi-a căzut cirea. Hai să facem un moment romantic. Deci, suntem romantici. Că sunt romantici. Așa se face și dumneavoastră acasă, ce face Valentin. Nu încercați, nu încercați. Și dacă n-au cireșe? Căpșuni. Dați-le taci, că încercați să fie romantici. Păi da, dar se numește cireașa de pe tort, nu căpșuna de pe tort. Atunci neapărat cireașa. Să vedem cum a ieșit tortul ăsta. Deci nu mai râde. Trebuie să nu-ți bași cireașa. Vai, ce frumos! Aplaudați-mă și voi să fie frumos! Eu nu vă zui! Dați cu uă să fie frumos! Uă! Eu nu vă zui încă o dată, vă rog frumos! Vă dau cireașa mea și pe ornele! Mai repetați! Da? Când l-am văzut, am zis că poate de cumpărată de la cofetărie, dar nu. Se vedea că este făcut acasă. Și desertul și totul a fost... nemaipomenit și colegii și Claudia. Tu mai ai niște vindacule. Ai noroc că te cunosc. Știi de ce m-am necăjit eu în seara? De ce? Cine te-a supărat? Porțile cele mai mici mie mi le-am. Uite și câtă paleașca de tort. Câtă paleașca de tort i-ai pus numai. E nașul, băi, e nașul. E nașul, trebuie să-i dau plocos. Da, dar ca nașul. Dar e de la ori. Ai cu ce cu Ornela. Asta-i prietena mea. Uite pe mine și cu Dorobant, da, uite așa. Sunteți prietenii mei așa, băi, la distanță. Schilopatie, schilopatie. Într-adevăr, am primit o porție mai mare la tort, că am mai cerut, mi-am dorit, mi-a dat. Dar vedeți că în rădăcina noastră rămâne tot lucrul ăla, că ții la neam și tragi cu neamul. Ia tot lui nașu i-a dat porția mai mare și pe mine m-a dat puțin mai la... Ia să fi fost eu... nașu. Să vezi ce primeam. Cât e de pomană?
Bagă. Mâncă-ți, bă, când e cu bani, mai ușurel, că ține regim. Băi, hai că v-am făcut mâncare bună. Foarte serios, lăsăm la o parte gluma. Super. Dacă nu mă laud eu, voi nici atât. Dar se vede, ce trebuie să nu, te laudă? Serios, am făcut mâncare așa, că ce-am considerat eu, că din tot ce am mâncat eu mai bun în viața asta, v-am făcut și vouă. Totul a fost minunat și eu vreau să-i dau 10-10 cu felicitări. Nota mea pentru Claudia este cu siguranță 10. Claudia are de la mine pentru seara aceasta nota 10. Claudiei în această seară o să-i dau nota 10 cu felicitări. Felicitări, Claudia! Am luat câte un 10 din buzunarul fiecărui invitat, am făcut 40 de puncte și le-am oferit în dar Claudiei. Mâine la 5, adunarea la Prima TV. Pa! Cred că mai ai ceva să ne dai. Hai la revedere! Să-ți fii sănătoși! Ia! Hai să fim sănătoși! O dau și pe a mea, nu-i... Ne sănătoșurile, bagă-te! Hai! La mulți ani! Tu poți, îți mulțumim! Mai... La mulți ani! Să vină! La mulți ani și dumneavoastră! La mulți ani! Eu mă bucur foarte mult că sunt în seara asta, caz. Și noi, mulțumim! Invitații mei! Ați foarte bine! Unde ești, Dacule? Am mari emoții pentru mâine seara, nu vă spun. Și să nu vă așteptați la mare lucru, pentru că-s burlac și nu gătesc. O să mă străduiesc. Corjanul meu, să vedem ce o să ne gătească, dar cred că o să gătească ceva tradițional de acolo, de la noi, din Corj. Eu nu știu să gătesc, că-s burlac, dar lăsați că-mi găsesc eu una, să-și facă milă, să mă ia de bărbat să-mi gătească. Pui pariu, Valentine, că după emisiunea asta nu o să mai fi burlac. Pui pariu cu noi, uite, suntem aici martori. Te bune? Pac! Ai văzut ce sunet frumos? Ce-am mai descoperit, fraților? Noroc că are voce, că dacă nu știi să deschizi o stică de vin, e groasă. Aoleo, m-aș insura, da, cine dracu m-o lua? Că-mi place băutura, iau Zacu! Vin acasă dimineața, vii acasă dimineața, nu